Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru anul 2023. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu drag în comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip. Pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei scorpioni, este un an magic pentru voi. În primul rând, Jupiter, Marele Benefic, stă în zodia berbecului în perioada 1 ianuarie 17 mai. Această planetă stă pe casa sănătății, dar și pe casa muncii. Așadar, în această perioadă, ai ocazia să avansezi la muncă, este bine pentru tine să îți deschizi ceva pe cont propriu sau să încerci pe cât posibil să fii independent. Dacă lucrezi deja într-un domeniu în care tu te simți bine, este un domeniu care îți place, aici să știi că ai ocazia să avansezi. Și avansarea nu vine doar cu numele, să știi că vine și cu bani. Și mai mult decât atât, avansarea vine și cu o încredere mai mare pe care tu o vei avea în tine În general, tot ceea ce vei face în acest uh, uh, interval 1 ianuarie-17 mai va fi apreciat de către ceilalți și chiar să știi că poți câștiga și bani suplimentari. Aici discutăm în mod special pentru scorpionii care nu lucrează, deci ori cei care sunteți studenți, elevi, ori e vorba de cei care ați ieșit la pensie. Da? Deci indiferent de activitățile pe care le faceți veți fi apreciat și chiar vă puteți găsi un job, ceva, Apoi, ce îți mai aduce Jupiter aici? În primul rând, îți aduce o însănătoșire dacă ai o problemă de sănătate. Ai ocazia ca în această perioadă ea să se rezolve mult mai ușor. Și mai mult decât atât, este o perioadă foarte bună în care totuși e bine să profiți de energia pe care tu o vei avea. Apoi, Jupiter se mută în semnul taurului, începând cu 17 mai, și de aici până la finalul anului, tu ești foarte bine susținut pe tot ce ține de relații, asocieri, contracte, parteneriate. În egală măsură, poți să faci tot felul de colaborări avantajoase pentru tine din punct de vedere financiar. Știu că am spus că este ok să mergi pe cont propriu, dar chiar și așa, dacă mergi pe cont propriu, să știi că îți vor crește clienții, vei avea multe colaborări, pentru că și a merge pe cont propriu presupune să și colaborezi cu alte firme sau mai știu eu ce. Însă cei care vă căutați un loc de muncă aveți toate toate șansele doar să aplicați doar să uh, aplicați în mai multe locuri. Asta e important cu jupiter acolo, da, adică el îți dă foarte mult, dar e nevoie să dai și tu. Dacă ai un proces în acest an, jupiter te ajută să îl câștigi sau te ajută ca lucrurile să fie în favoarea ta. De ce nu? Și bineînțeles că um, scorpionii care se află într-o relație de iubire și care vor să facă relația să devină mai matură, mai serioasă, că o să discutăm imediat și despre dragoste. Um, aveți ocazia în acest an să vă căsătoriți sau chiar să programați o nuntă, știu eu ce faceți fiecare, deci e un moment bun din acest punct de vedere. Scorpionii singuri, la fel aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, vedeți că o să cunoașteți mai greu pe cineva, dar este o persoană matură, o persoană stabilă care te poate ajuta foarte mult, da, nu sunt relații clandestine pentru tine în acest an, deci ce apare la orizont e ok, doar că ți se cere mai multă seriozitate. Asta e singura regulă, Da, cu siguranță ești tu serios. Apoi, Saturn, planeta profesor, nu-i spun marele malefic pentru că eu personal îl iubesc pe Saturn. Chiar dacă este el mai exigent, dar ne vrea binele. Saturn mai stă în vărsător până pe 7 martie și până atunci cu siguranță se menține acea Lipsă de comunicare da, cu membrii familiei sau se mențin acele probleme legate de rude, legate de casă. Vezi că Saturn, acolo, în ultimele luni, chiar e posibil să-ți aducă și o rezolvare. Însă, atenție: că Saturn e, e drept, e corect, da? Uh, se cere mai multă seriozitate, se cere mai multă maturitate, deci abordarea problemelor cu multă maturitate. Asta vrea Saturn uh, de la tine. Fie că e vorba de o casă, fie că e vorba de o moștenire, de o problemă de familie, o problemă conjugală pentru alți scorpioni. 7 martie până prin 2025. Deci, 7 martie 2023. 25 mai 2025, deci stă acolo mult Saturn în pești pe casa iubirii, pe casa copiilor, pe casa afacerilor pentru tine. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că relația cu uh, propriul tău copil da, se maturizează, dar vezi că e posibil să fie și o distanțare între tine și copilul tău. Asta dacă ai copii. Nu știu, e o lipsă de comunicare acolo sau este o lipsă de. Um, de planificare, să spun așa pe un termen mai scurt, bineînțeles că tot ce ține de distracție, să știi că va fi puțin limitat, dar nu într-un sens negativ, pur și simplu Saturn de acolo vrea multă seriozitate de la tine, vrea multă maturitate, nu mai merge cu lucruri așa de pe o zi pe alta, însă scorpionii care sunteți singuri și vă doriți pe cineva să știți că aveți șanse, chiar aveți șanse chiar de undeva de prin primăvară, să spun așa. Doar că există și aici o regulă. Dacă vrei o relație cu o persoană matură, serioasă, asumată, poate să fie mai în vârstă sau poate pur și simplu să fie o persoană care abordează viața într-un mod mai matur. Deci dacă vrei așa, așa ceva, e ok, universul ți oferă, dar dacă vrei vreo dragoste pasională să te facă să simți că trăiești, nu este momentul acum. Da? Universul nu ți oferă. Dacă ești într-o relație, vei vedea că nu știu, discuțiile cu partenerul vor deveni mult mai serioase. De asta am și spus că mulți scorpioni chiar aveți ocazia să mergeți către o căsătorie. Dacă relația este stabilă, dacă sentimentele sunt sincere deci, uh, și așa mai departe. Bun. Um, Pluton, guvernatorul tău, intră în acest an pentru trei luni în semnul Vărsătorului. Și, din punctul meu de vedere, este foarte important acest tranzit, pentru că Pluton o să ne ofere un thriller, adică un flash, niște secvențe din următorii 20 de ani. Cum va fi viața ta în următorii 20 de ani? Bineînțeles, că îți va arăta uh, ce vrea de la tine. E important să fii atent, să-ți notezi, e important să. Fi deschis ca mai apoi el se întoarce în capricorn și te ajută să mai închizi sau să mai schimbi, pentru că sunt niște probleme acolo care te țin în loc, da? Uh, Pluton intră în vărsător în perioada 23 martie 11 iunie, deci în perioada aceasta e bine să fii foarte atent uh, la lucrurile care se întâmplă, ele nu sunt negative, atenție! Pot fi lucruri legate de casă, familie, de siguranța ta, poate îți dai seama că siguranța e în inimă, că practic fizic totul se strică, totul putrezește, nimic nu e stabil în lumea asta fizică da? Indiferent de calitatea produsului La fel discutăm și despre oameni, da? se nasc, mor, dar sufletul tău uh, e veșnic ce mai pot să faci aici? Da, vom vedea scorpioni care, așa cum am spus, vor ieși din relații toxice. Saturn de acolo chiar te pune la treabă și îți spune: e ceva stabil, nu e ceva stabil, ești fericit sau nu ești fericit? Din acest motiv, repet, atenție ce se întâmplă pe zona personală în perioada 23 martie-11 iunie, pentru că este foarte, foarte important acest aspect pentru. Tine, pentru că din 2024, Pluton intră acolo și stă până în 2044, deci e mult. Da? Bine, va fi un thriller pentru toată lumea, nu numai pentru tine și mai am o informație, vom vedea scorpioni care. Probabil se vor preocupa mult mai mult de afaceri, poate pe zona imobiliarelor, da. Uh, și n-aș merge neapărat pe. Cumpărarea unor case, vânzarea lor, ci mai degrabă aș merge pe uh, zona aceasta de îmbunătățire tehnologică a unei locuințe. Da? Vom vedea că în viitor uh, vom avea robot prin toată casa. Uh, V-am spus asta, spre asta se tinde, nu comentez. Bun. Uh, nodurile lunare își schimbă semnele în această perioadă, mai exact undeva prin mijlocul verii, și la schimbarea semnelor. Să știi că uh, Pluton, guvernatorul tău, așa cum ți-am spus, întors în Capricorn ca să te ajute să mai închizi ce ai de închis, să mai rezolvi ce ai de rezolvat, ca apoi să-l primești cu brațele deschise din 2024. Uh, se întoarce în Capricorn și de acolo să știi că se ceartă destul de urât cu nodurile lunare. Da? Uh, e un aspect foarte important din punctul meu de vedere, vor fi lucruri legate de relații de muncă, de negociere, planuri pe termen scurt care se schimbă radical, deodată nici nu ai timp să vezi. Pur și simplu ți se cere să te concentrezi mai mult pe tine. Da? Uh, nodul, uh, nodul nord va intra în berbec, nodul sud va intra în balanță. Și ce înseamnă asta pentru tine? Că începând cu acest an, chiar și anul următor, 2024, va fi nevoie să te concentrezi foarte mult pe starea de sănătate, vezi că dacă apare o problemă, mergi la medic. Da? Uh, poți să te concentrezi mai mult pe munca ta, dar aici e vorba de ceva inovativ, de ceva nou și repet tare bine ar fi să fie pe cont propriu. La ce ar trebui să ai atenție? La persoane din trecut care pot reveni, la rude, la secrete care pot ieși la iveală, trădări care pot apărea din partea persoanelor apropiate, probleme care pot apărea legate de izolare, da? încearcă să nu te izolezi pe cât de mult posibil, concentrează-te pe ce ai de făcut sau chiar dacă să spun la un moment dat vrei tu să te mai retragi așa departe de lume, e ok, dar mereu să -ți ții timpul ocupat. Asta e foarte important pentru tine în acest an și anul următor, dar momentan vorbim de acest an. Lilith, luna neagră, face și ea schimbări în acest an, intră în semnul leului undeva pe 8 ianuarie și stă până pe 3 octombrie. Și ce înseamnă acest aspect pentru tine? Uh, vei dori să fii apreciat, vei dori să strălucești și, bineînțeles, că se va întâmpla acest aspect. Doar că e important să fii atent la relația cu șefii sau uh, să fii atent la ce arăți tu în societate, da, cum anume te îmbraci. Uh, încearcă să găsești un echilibru, pentru că Lilith, acolo în leu, să știi că mai ales pe casa 10, nu vor fi apreciate chestiile astea care țin de extravaganță, de prea mult. Nu zic că ai fi o persoană extravagantă, dar uh, pentru tine, oricum, e totul sau nimic. Deci încearcă să nu etaleze, adică să nu arăți celorlalți foarte mult din uh, bogăția ta, foarte mult din zona aceasta, pentru că pot apărea probleme. Da. Uh, Poți să dai de tot felul de persoane bani invidioase, ba să se uite cineva la tine și să spună a da ai bani, ei lasă că facem da și tu de fapt poate pur și simplu vrei să te îmbraci cumva, vrei să te respecti foarte bine și foarte ok, dar repet atenție din acest punct de vedere și atenție la relația cu șefii în această perioadă, dacă ești atent, nu se întâmplă mare lucru. 3 octombrie, până la finalul anului, Lilith intră în semnul fecioarei și de aici ți-aș recomanda să ai o mai mare atenție pe tot ce ține de prieteni. Da? Vezi că vor fi tot felul de vorbe răutăcioase, vor fi tot felul de persoane care vor critica, dar nu neapărat cu... Uh, cu un sens negativ, adică poate nu vor avea intenții negative, dar spun niște lucruri cum ar fi, îți stă oribil cu bluza respectivă și tu nici măcar n-ai întrebat persoana respectivă cum îți stă, dacă îți place, da? Sau persoane care să-ți critique planurile tale de viitor. Atenție la planurile pe care ți le faci din 3 octombrie încolo pentru că e posibil să nu vezi toate detaliile. Și mai am o informație și anume uh, Undeva prin toamnă, Lilith va face o opoziție cu Saturn din Pești și aici atenție la relația cu un copil, atenție la relația cu persoana iubită. Ți-am spus că Saturn acolo te testează și îți testează relația. Dacă ea este bazată pe iubire, pe corectitudine, e ok. Dar ce ți-aș recomanda? Dacă întâlnești pe vreo cineva în toamna anului 2023. Chiar dacă ești singur, chiar dacă ești într-o relație, nu te arunca cu capul înainte. Stai de vorbă cu persoana, e ok, eu nu zic să fugi de ea, dar nu lua o decizie momentan. Da? Și mai am o informație, ne întoarcem puțin. Februarie-martie, Lilith va face coadratură la nodurile lunare și vom vedea mulți scorpioni care Cumva vor dori tot dintr-o relație, unii dintre voi, unii. Alții, pur și simplu, veți avea curajul să spuneți lumii, da, că nu știu, gata, sunteți singuri că sunteți într-o relație. E bine să nu luați decizii din acestea radicale, cu toate că vom vedea tot felul de probleme. Cam atât, dragi Scorpioni. Deci, în mare parte, e un an bun. Trebuia să punctez și partea asta cu Lilith, că apoi îmi spuneați că nu că n-am făcut bine, da? că v-am spus numai de bine și s-a întâmplat și, și rău. V-am dat soluțiile cum anume puteți să vă feriți de așa ceva, e fix treaba voastră ce faceți. Da? Și sper că v-au fost de folos informațiile. Noi vă îmbrățișăm, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm și la partea bonus, dacă doriți. De asemenea, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invităm la previziunile zilnice pe zodii, dar și la previziunile Uh, pentru fiecare lună, pentru fiecare săptămână. Te îmbrăcișez și îți doresc un an 2023 cât mai frumos.